Bună ziua! Domnul Becali joacă echipa extraordinară. 3-0. A băut apă carpatică. Deci știți că pentru asta vă ador, da? Orice puteți să ziceți din momentul ăsta. Da, da, băut carpatică. Cum e, domnul Becali? Care sunt concluziile după weekendul ăsta legat și de echipa noastră și de faptul că celelalte au pierdut și ce să mai, dominați campionatul păi, fără drept de apel? Eu am declarat că va face Dumnezeu dreptate. Am zis, o să facă Dumnezeu dreptate. A făcut-o și aseară a făcut-o și mai bine a făcut-o aseară dreptate. Adică, la ce vă referiți? Păi da, la ce s-a întâmplat cu Colțescu, nu? Cum, nu mi s-au luat două puncte? Da. Cum s-a rules gol, scos mingea din poartă? Uh-huh. Am zis că și aseară mai avea puțin, scutea mingea din poartă, iar. Că, domne, că opsai, păi băi, păi în primul rând, uite-te, băi, ca lumea acolo, că ăla, jucătorul, e adevărat că e în opsai, dar n-a luat momentul când dă mingea. Deja ăla vine, se retrage un metru în spate când primește mingea. Mm-hmm. Vă referiți la Rondon acolo, la călcâiul ăla lui Rondon. Da. Rondon când primește mingea, când primește, deja e retras un metru, doi aproape în spate. Mm-hmm. Nu e la momentul care arată el, îi trage ei linia. Ei trag linia când deja, când nici nu era vorba să lovească mingea ceilalți să o primească. Îi mai avea puțin, nu scotea din poartă ea așa seara. Am înțeles. Deci căutau ei pe acolo, ce căutați voi? Ar trebui să poateți mingea din poartă. Am înțeles. Deci, da, n-ai văzut ce... deci după părerea noastră, decizie absolut corectă și s-a făcut și dreptate. Păi s-a făcut dreptate, mă. Păi da? Am zis, las că face Dumnezeu dreptate. A făcut-o Dumnezeu dreptate. A făcut-o aseară, la după sens. Noi dacă jucăm așa, da, nu poate nimeni să ne stea în cale. Pentru jucăm, eu am vorbit și cu patronul de la Sibiu. Și am zis, băi, nu trebuie să fii supărat, pentru că așa ce am jucat noi, nu ca echipă slabă tu, nu poate să ia nimeni în care. Am jucat în viteză, din prima și în viteză. Adică când mingea, numai, nici măcar a doua atingere. Din prima. Păi năucește adversarul. I-am năucit, nu mai știau, un cotro să apuce. Ce să facă oameni? Da. A, și ce goluri au dat băieții. Și goluri, dar viteza jocului. Vezi, asta e posibil. E posibil că nu știi, la fotbal sunt niște lucruri, niște chestiuni care nu sunt, că atunci când dai toți jucătorii, super jucători, cum au echipele mari, aia e. Dar și acolo tot contează un mic secret, o neștiută, o mașinărie care nu merge decât cu anumit ulei sau vaselină. Acolo nu e treaba, de vezi? E posibil că Alexandru să fie piesa principală care a făcut să jucăm așa. Da. Nu? Ce că nu că ești echipa ta slabă. Am fost noi prea năucitori, n-aveți. Nu, ce puteți să faci? N-aveți da. Să faci. Da, 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 da. Nu, a jucat bine de tot. Bine, v-a luat la mișto Cârțu ieri puțin, da, așa. Așa, la, la, la. Pe mine, că nu pe dumneavoastră. Ei, pe dumneavoastră, nu-și permite Cârțu să vorbească de dumneavoastră. A râs Cârțu ieri, a zis, lasă, domne, că am văzut eu de ce a costat așa de mult Baba Al-Hasan în meciul ăsta. Adică că vezi, doamne, au lăsat-o și ea mai moale, Herman și cu voi. Bine, da. Da, ei, nu. Să știi că e bună treaba asta. Păi văd că râdeți, da. Nu, dar n-a zis de dumneavoastră ceva. Nu, tată, dar e bună să știi, adică e bine, Cârțu e un băiat de calitate, mai spune el câte una care chiar dacă este oaiureală, da? Eu cred că și el, nici el nu crede așa ceva, mm-hmm. Dar a spus-o ca glumă. Înțelegi? Da, nu, a zis-o așa, cum zice dar el așa. Dar nu cred, hai mă, că nici el nu cred, a zis-o așa, dar iureală, să nu. Da, Caterinca Oltenească, parcă nu știți cum Caterinca, e cu Olteni. Caterinca, da. Da, Caterinca. Ce v-a mai plăcut, domnul? Deci, Alexandru, ce care... Ce a costat, dar unde a costat? Că nu e 700, e 600 în primul rând. Cum? 600 a costat, nu 700, cum spune presa. Cine i-a costat 600?
Baba Al-Hasan. Baba Al-Hasan. De 600 de mii. Ce, apropo de transferuri, ce ați făcut cu ganezul ăla de la, din Armenia? L-ați închis sau încă nu? Nu, suntem în căutare. Stai că nu e obligatoriu acum. Nu e obligatoriu să mai luăm atacant. Că e posibil, dar să vedem, dacă nu iau, vreau atacant. Da. Că nu iau atacant de clasă, bun, ca lumea nu iau, pentru că avem Băbăluță atacant, avem Pătavi atacant, înțelegi? Uh-huh. Schimbăm sistemul. Păi da, cam aveți. Deci e posibil să nu mai luați atacant, nu? E posibil să nu mai luăm.